Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit! Cătălina Viholar, sunt începe o nouă ediție specială în studioul Intermedia, cred că pentru prima dată în această formulă, cu siguranță în această ipostază, Gheorghe Flutur, președintele PNL Suceava, și Marian Andronache, președintele PMP Suceava, încă președintele PMP Suceava. Bine ați venit! Încă. Bine v-am găsit! Mulțumim pentru invitație! Suntem sub impactul unei vești foarte recente, de astăzi chiar, când întreaga organizație județeană a Partidului Mișcarea Populară a decis să susțină Partidul Național Liberal la alegerile parlamentare și la alegerile prezidențiale. Deocamdată nu avem adeziuni din partea PMP către PNL, dar probabil că e o chestiune de timp și de formalitate. Ce a fost în spatele acestei decizii? Cum s-a totul ajuns natural, aici? Totul natural. Mulțumesc pentru invitație, salut și eu pe colegul meu, pe președintele Marian Andronache. De fapt, ieri biroul permanent județean PNL Suceava a luat act de această venire a organizației PMP de la Suceava la PNL. Când? Acum la greu, când e nevoie în campanie. N-au venit să fie puși pe liste. Nici n-au cum, venit, pentru că listele sunt validate, exact, la PNL. Au venit la muncă. Și noi am votat în unanimitate și la județ și la municipiu. Practic, oameni buni, este o coagulare a forțelor de centru, dreapta și de dreapta. Noi suntem ideologic foarte apropiați în același partid european, în PPE-ul, este și PMP-ul și Partidul Național Liberal. Au 10 ani de când s-au înființat, foarte mulți colegi din PMP au fost colegii noștri în PDL-ul înaintea fuziunii cu PNL-ul. În echipa Băsescu. În Consiliul Județean Suceava, vă pot spune eu din casă, am avut o relație excepțională cu Partidul Mișcarea Populară. Domnul Andronache a fost și dumnealui și este încă consilier județean și au fost 4 colegi consilieri județeni. Au fost umăr la umăr cu noi, ne-au ajutat în proiectele de dezvoltare a județului Suceava, așa că lucrurile sunt firești. Dar eu atât vreau acum să spun. Când un om vine la greu să alăture echipei la muncă și cere de lucru, este de salutat. Maturitatea politică, să ajungem să lăsăm fiecare din orgolii, ei vor avea locuri onorabile și în conducerea partidului la Suceava, dar pentru mine este un semn de, cum să spun eu, însănătoșire politică. Multe partide, și dacă ajungem să ne întâlnim, să fuzionăm sau să ne contopim într-un singur partid, asta înseamnă mult mai bine pentru dreapta românească. Marian Andronache, ce a stat în spatele acestei decizii, care sunt convinsă că nu se va lăsa fără telefoane de la București, fără întrebări și iarăși întrebări din partea colegilor dumneavoastră din țară? Pentru că, la momentul la care vorbim, aveți și o poziție la nivel național în Partidul Mișcarea Populară. Exact. Bine, am avut o discuție acum câteva zile cu președintele Eugen Tomac. I-am spus decizia mea și decizia colegilor mei. Nu e ușor de luat o astfel de decizie. Eu am făcut politică numai în PMP. Din 2016 sunt membrul acestui partid. Cu bune, cu rele, la Suceava am preluat o organizație la 4,37% și apoi am dus-o la peste 5-6%. Adică s-a muncit foarte mult. Am creat o echipă competitivă alături de niște colegi extraordinari. Ei, am ajuns în situația în care nici, cred că 95%, dacă nu mai bine, din oamenii din organizație n-au mai făcut politică, numai în PMP. În 2021 am avut problema cu alegerea președintelui Cristian Diaconescu la PMP și cu mari dezamăgiri. Am schimbat și l-am reales iarăși pe Eugen Tomac și a început nebunia. 2021 a fost anul în care, într-adevăr, am fost foarte aproape de, neintrând în Parlament, a fost foarte aproape de o fuziune cu PNL-ul. S-a opus până la urmă Cristian Diaconescu. Fuziune la nivel național. Fuziune la nivel național vorbim, s-a opus
președintele atunci, Cristian Deaconescu, pentru că negocia efectiv numai ceva pentru el și atât nu îl interesa partidul. Dacă atunci s-ar fi realizat, cu siguranță altfel poate am fi discutat astăzi. Bun, după 2021, 2-3 ani de procese, PMP-ul a intrat în degringoladă, mulți, nu foarte mulți, dar destui membri PMP de prin țară și organizații efectiv au plecat din PMP, nu vorbim de Suceava. În Suceava am rămas cu toții. Dar partidul a slăbit, a slăbit destul de mult. 2024, haideți ce facem, intrăm în alianță cu USR și Forța Dreptei. Cumva, cu rezultate pe care n-au atins performanțele de exact, cu 4 ani înainte. Ceea ce era în sondaje era cu totul altceva. Bine, ni s-a prezentat ca singura alternativă de dreapta, deși mulți dintre noi nu credeam că putem reprezenta o alternativă de dreapta, mai ales într-o... În comparație sau în concurență cu PNL? În concurență cu PNL și mai ales într-o alianță cu USR, care nu putem vorbi că e un partid de dreapta. Bine, nu vreau să jignesc, dar nu știu, efectiv, alianța asta a fost atât de toxică și de dureroasă, în special la Suceava, dar în general în toată țara, să știți, rezultatele dezastroase. Deci eu îi văd pe ei efectiv un partid, o anomalie politică, sincer. Acolo nu ai cu cine discuta, deși eu mai aveam discuții cu domnul președinte Flutur și îmi povestea ce s-a întâmplat la guvernare cu ei și că nu vom reuși într-o alianță cu ei. A avut dreptate. S-a dovedit că nu ați reușit. Nu am reușit. Cum nici PNL-ul nu a reușit o guvernare de succes în perioada respectivă. Exact, pentru că nu ai cu cine să te înțelegi acolo. Oamenii nu fac politică. Nu suntem noi să vorbim despre ei, ci despre deciziile dumneavoastră. Urmând acum la parlamentare, iarăși o alianță, dar de fapt nu ar fi o alianță, să candidăm pe Forța Dreptei. În momentul ăla și eu și colegii mei am spus, bun, candidăm... Asta în urma unei decizii luate la nivel național? În urma unei decizii luate la nivel național, da. Nu puteam face o alianță pentru că ar fi însemnat un prag de 8% la parlamentari, ceea ce e foarte greu de atins. S-a decis să candidăm pe Forța Dreptei pe listele lor, deci practic PMP-ul își pierdea identitatea. Practic nu mai exista. Pentru că dacă ar reuși să scoată parlamentar, deși analizând, noi nu credem așa ceva și efectiv ne-am săturat să muncim să scoatem aici 6-7%, cum am scos și în 2020 la parlamentare, și pe țară să nu fie scorul de 5. Deci muncim în zadar. Ai mandatul pe masă, dar de fapt... Nu se face scorul care să permită partidului să ajungă, da, în parlament. Plus alianța cu USR, Forța Dreptei, ne-a dăunat foarte mult și încă au mai plecat din organizații. Am intrat în această alianță cu FD-ul decimați și nu mai ai efectiv niciun orizont. Ați făcut o ședință la nivelul organizației? Am făcut o ședință la nivelul organizației săptămâna trecută și le-am spus foarte franc, eu iau decizia să mă las de politică, nu mai vreau să fac politică, dacă voi vă doriți în continuare, ca și echipă, să mergeți în continuare în politică, îmi spuneți cu cine să discut și cum să discut și atunci luăm decizia împreună. Dacă vă doriți și voi să ieșiți din politică, atunci efectiv PMP-ul mare la Suceava. Fiind tineri, deci am o echipă, îi mai cunoașteți, da, oameni de mare calitate, au spus nu, noi vrem să continuăm. Avem și aleși local, normal, și chiar suntem organizația cu cei mai mulți aleși locali din țară. Da, chiar și dacă e și am o situație rezultate... interesantă, pentru că aleșii locali în urma alegerilor din vară încă n-au depus jurământul și nu știu, pot să depună jurământul pe alt partid? E posibil? Nu pot să depună. Aleșii locali vor rămâne în continuare PMP. PMP? Dar, normal, vor fi alături de PNL. Aici, efectiv, nu e problema. Între timp, pe 6 octombrie, va fi un congres în care se va face fuziunea cu Forța Dreptei și după ce această fuziune va fi legalizată, atunci fiecare dintre aleșii locali vor opta.
merg în forța dreptei, ceea ce nu cred că va face careva pasul, sau devin independenți și intră în partidul care și-l doresc. În speță PNL-ul. Discutând cu ei, toți au fost de acord. Discutăm, negociem cu singurul partid de dreapta. Normal. Care, care are și o nevoie de întărire acum, nu-i așa, domnule Flutur? Că e, slăbit PNL-ul. În primul rând, acest semnal de la Suceava că PMP-ul vine spre Partidul Național Liberal arată o maturitate din ambele părți. Dar faptul că vine spre PNL este onoare și pentru noi și un fel de recunoștință că Partidul Național Liberal la Suceava înseamnă ceva, ai cu cine sta de vorbă. Acum vorbesc eu despre mine. Pot prezenta niște garanții. Și vă spun câteva lucruri. Partidul Național Liberal la Suceava, chiar dacă noi n-am câștigat Consiliul Județean, suntem pe podium în primele 7 organizații din țară ca rezultate la votul politic din... Asta e paradoxul. Deci la procentul de 37% la Consiliul Județean, la mine 40%, eu sunt pe poziția 3-a ca număr de voturi, dar n-ai câștigat mandatul. Și atunci semnalul de înțelepciune să coagulez, te gândești dacă nu trebuia și mai de mult dat ca să n-ajungi în situația asta, pentru că PSD clandestin s-a unit cu Aurul și au făcut mai multe voturi. Vine momentul adevărului pe 1 decembrie la parlamentare, când PSD-ul va avea proprii candidați și Aurul proprii candidați. Că ei la președinte de Consiliu au luat vreo 30.000 de voturi de la Aur. Și cu vina PNL-ului. Nu, așa asta putem să o mai discutăm, că vina PNL-ului, dar de ce am votat să nu candideze? Pentru că judecătorii au rotat că n-avea dreptul, nu trecea de justiție. Candidatul Miron, despre dumnealui vorbiți. Mă întorc la PNL. Partidul Național Liberal la Suceava are 50 de primari. Orașele, mai puțin Suceava și municipiile, sunt la noi. Vatra Dornei, Câmpul Lung Moldovenesc, Rădăuț, Siret, Gura Humorului, Broșteni, Liteni, Dolhasca, Salcea, toate astea sunt la Vicovul de Sus, la Partidul Național Liberal. Și multe localități mari. Avem niște zone unde am pierdut. În câteva zone avem zone în care am câștigat, de exemplu Sucevița, pe Valea Siretului, la Grămești. Dar avem aproape jumătate din populația județului condusă de primari liberali. Aveți vreo certitudine că acești primari liberali vor trage este ca un pentru recul ei și pentru dumneavoastră? Când nu câștigi județul. Este. Avem la dispoziție fapte, totuși administrația liberală, și mâine vă invit să deschidem spitalul de oncologie de la Suceava, făcut exclusiv din banii Consiliului Județean Suceava. Practic eu închei mandatul, aș fi vrut și cel de copii să bag eu hârlețul să-i dau, dar nu a dat ordonanța încă domnul Ciolacu. Dar spitalul de oncologie cu 90 de patru impecabil îl finalizăm mâine. Însă mă întorc la Partidul Național Liberal. Este un partid serios, avem azi în jur de 70.000 de semnături pentru susținerea candidaturilor și la parlamentare și la președintele Ciucă. 70.000 până acum. O să facem mult mai multe. Suntem primul partid care am aprobat listele. Eu mă pregătesc să depun, noi ne pregătim să depunem candidaturile săptămâna viitoare foarte repede. Adică ne ținem de treabă. Încă o dată, apreciez enorm atitudinea Partidului Mișcarea Populară. Oamenii aceștia au zis, dați-ne liste să strângem și noi semnături. Suntem alături la parlamentare, la președintele Ciucă să-l susținem. Am văzut ce faceți și ăsta e un semn bun. Dar e nevoie să te întărești, cum ați spus, pentru că orice partid matur trebuie să lase orgoliile și să adune forțele de pe partea dreaptă ca să poată să contrapună PSD-ului care încearcă tot timpul să dețină un monopol. Noi aici la Suceava i-am răsturnat din 2008, dar tendința o vedeți că este periodic să revină la putere. Eu cred că am făcut ce trebuie și noi, așa cum e sloganul nostru, și PMP-ul căruia îi doresc bun venit în Mișcarea Liberală Mare de la Suceava. Mișcarea Liberală, nu mai Mișcarea Populară. Sau Mișcarea Populară devine Mișcarea Liberală. E partid liberal care la anul face 150 de ani. Cel mai vechi partid din Europa. Să rămână și cu scor care să confirme istoria asta. Luptăm. Frumoasă. Spuneați de primari. Primari, și n-ați încheiat, cred că, ideea, așa am simțit. Spuneați că primarii
înțeleg și văd ce s-a făcut în administrația liberală. Da. În regulă, dar administrația liberală nu mai există de îndată, din luna octombrie, cândva la un moment dat. Ce vreți să spuneți dumneavoastră? V-am și întrebat explicit. Dacă primarii liberali mâine, vor ține și vor trage pentru Partidul Național Liberal în alegerile parlamentare și prezidențiale. Încep validările președinții organizațiilor, semnează, confirmă către justiție calitatea de membri ai tuturor celor care au candidat. Sunt aleși locali, primari și consilieri locali și județeni. Eu am desemnat câteva sute multe de hârtii, începând de mâine, timp de 3 zile, ca să trimit către instanță confirmarea că sunt membri ai partidului. Ca o paranteză, dacă ordonanța aceea dată de Liviu Dragnea atunci când se puteau muta de la un partid la altul ar mai fi valabilă și acum, credeți că toți primarii ar rămâne la PNL? Primarii noștri sunt primari foarte responsabili și maturi. Unde să te duci? Dumneavoastră ce insinuați este acum. PSD-ul, da? Nu insinuezi. Dar PSD-ul nu e singur. Azi e tot cu PNL-ul la guvernare și după 1 ianuarie Partidul Național Liberal, care a făcut un scor pe țară de 30%, unii ne cântau prohodul cu facem 15%, am făcut 30%, vom fi la guvernare. Ce o să le dea din mâncare PSD-ul la Suceava? Are 60 de primari. Credeți că în cap merge a 7-a roată la căruță acolo? Este cea mai mare greșeală. Iar 1 ianuarie se întâlnesc chiar cu Fluturi și cu echipa liberală de la Suceava. Deci oamenii noștri cântăresc lucrurile astea. Tendințe sunt. PSD-ul a umblat cu uratul pe la primarii noștri și în campania de locale foarte mult. Stați liniștit. Dar pentru mine semnalul de azi că ne-am întărit politic, asta înseamnă că e un mesaj de apreciere pentru ce face Partidul Național Liberal la Suceava și de garanție în viitor că vom conta iar de azi și mai mult. De la Mișcarea Populară am aflat istoricul, să zicem, al negocierilor, al încercărilor de a rămâne, să spunem, în cărți până la urmă. Decizia e să se apropie de Partidul Național Liberal prin muncă la început și după aceea, cine știe când va fi vremea de funcții, dar la PNL și în ceea ce privește mandatele care vor fi preluate acum, imediat, în a doua jumătate a lunii octombrie, ați făcut negociere, aveți majorități, cum va arăta scena politică care include, iată, în PNL și Mișcarea Populară după 20 octombrie. Sunt discuții, acum sunt de vreo 2 luni de zile, purtăm discuții acolo unde avem primari, 50 de primării, e mult mai simplu, mai ușor, conduc discuțiile primarii care au câștigat. Unde nu, suntem foarte interesați și de astăzi, alături de cei 44 de consilieri, de aleși locale ai Partidului Mișcarea Populară, să facem majorități, să dăm viceprimarii. Suntem foarte atenți și la nuanța Sigur, asta. Interesul e Consiliul Județean Suceava și Primăria Municipiului Suceava, în mod deosebit. La Consiliul Județean Suceava, fără să mă întrebați, vă spun, i-am lăsat pe cei care au cu 2 voturi mai mult decât noi, că PSD-ul are 17 consilieri, noi avem 15 și mai Aurul cu 4. Să vedem, înțelesesem din presă că PSD cu Aur vor face majoritate. Eu mi-am spus punctul de vedere, sănătos pentru județul Suceava, că vin ani grei, 2025, eu nu sunt profet, dar nu va fi ușor. Plătim costurile anului electoral 2024. Nu, dacă v-ați spus punctul de vedere, ați făcut și o invitație. Vreau spre o majoritate consolidată. Sănătos este o majoritate să fie între PSD și PNL. Pentru binele județului sunt proiecte de peste 4 miliarde de euro. Nu poți să joci pe muchie. Chiar dacă am fost, să zicem, pe baricade diferite, ne-am atacat. Eu am lăsat 4 ani de la mine. Ar trebui să lase și ei ca să aducă și Fluturi bani la Suceava cu PNL-ul și PSD-ul. Tinerețea vine cu alte ambiții. Să vină și atunci, mă rog, măcar își asumă responsabilitatea. Să nu zici că nu ți-am spus. Cam aici este povestea în negocierile pentru Consiliul Județean Suceava. Avem oameni foarte buni aici. Gândiți-vă, ei n-ar avea nevoie de specialiștii pe care noi îi avem, doamna Vasilciuc, Nicolae Barbă, Bădeliță și mulți alții foarte buni, foști vicepreședinți Stofan Șiniță, sunt în echipa de consilieri, iar lui să-i folosească, să le folosească experiența, tinerețea și cu experiența unor oameni ca să faci ceva pentru Suceava. La municipiul de reședință de județ?
Ce informații aveți? Vom vedea. Unde stau negocierile? Am reușit aici să facem o mișcare bună. Prin vicepreședintele Ion Bălan a preluat organizația municipală, s-a mișcat foarte bine și avem o organizație puternică. Lăsăm să fie validarea noului primar în funcție. Noi avem și noi un număr important de consilieri, are și PMP-ul și vom discuta. Dorim să jucăm un rol foarte important și în reședința de județ, pentru că PNL-ul poate să ajute reședința de județ la Suceava în continuare. Domnule Andronache, și în urma alegerilor locale ați obținut un post de ales local, ați candidat ca primar, dar și la Consiliul Local Suceava. Sunteți consilier local și în viitorul mandat. Ce optați să faceți? Și nu singur, mai sunt colegi. Da. În mod normal, dacă m-aș valida și eu, și am fi trei consilieri PMP și un consilier USR. Asta în cazul dacă Emanuel Ungureanu renunță la mandat. Cred că renunță, că este deputat. Fiind în incompatibilitate, normal voi renunța și eu la mandat. Din cauza postului din administrație? Postul din, da. Și pe colegii mei, ce-i sfătuiți să facă? Colegii mei vor rămâne în continuare PMP până se va stabili problema PMP-ului. La nivel național? La nivel național. Fuziune sau eu... Credeți că modelul de la Suceava sau ceea ce s-a întâmplat astăzi la Suceava e un model de urmat și pentru alte organizații din țară? Cu siguranță sau chiar sunt, la nivel național? Mai sunt organizații care nu și-au mai dorit să intre în această luptă cu Forța Drepte, pentru că încă o dată spun, ne-am pierdut identitatea. Adică să candidezi pe Forța Drepte, haideți, chiar nu puteam, credeți-mă. Mai sunt exemple și chiar îmi spunea domnul președinte, nu știam, diaspora, luni. Da, diaspora Italia, domnul Coman a trecut la PNL. Așa că sunt convins, știu mai multe organizații care nu vor să se mai implice, nu știu unde optează, dacă optează să facă ceva sau efectiv nu vor candida și... Vor dispărea încetul. Da. Dar era o opțiune și pentru Suceava, ați spus mai devreme. Era o opțiune, dar întotdeauna am spus echipa și echipa mea tânără a vrut să continue. Și ambițioasă, da. Și m-au rugat să merg alături de ei și atunci continuăm. Vedem. Ne implicăm în luptă pentru că toți ăștia 8 ani, credeți-mă, a fost numai o luptă pentru noi și știm să luptăm. Fiecare vot a fost chinuit și voturile astea putem să le aducem în continuare într-un partid mare de dreapta. Domnule Frutur, sunteți lider și la nivel național, în Partidul Național Liberal, ca prim vicepreședinte, într-un grup foarte restrâns în care se iau deciziile, ceea ce privește inclusiv comasări cu alte partide, alte strategii politice. Se confirmă, parcă citisem pe undeva de Cristian Diaconescu, că l-ați dori în Partidul Național Liberal pentru a nu mai candida la prezidențiale. Au fost niște zvonuri pe acest caz. O fuziune cu PMP la nivel național, dacă e luată în calcul? A trecut perioada limită pentru a face fuziuni sau alianțe. Am avut câteva discuții, am evaluat. Au fost organizații care n-au avut unanimități în așa ceva, pentru că vom continua această luptă de coagulare a Dreptei în jurul Partidului Național Liberal. Ce se întâmplă astăzi la Suceava poate fi un exemplu și o încurajare și pentru alții. Am ales să intrăm singuri în aceste alegeri. Avem 1146 de primari noi care au câștigat alegerile în România. PNL-ul este o forță care dă undeva la vot 30%. Dacă acești primari se mobilizează cu electoratul lor și nu există altă posibilitate decât să se mobilizeze, noi mergem cu Nicolae Ciucă în turul 2, garantat. Evident, PSD-ul are mai mulți, 1700 și de primari, dar suntem a doua forță politică din România după 5 ani de guvernare, unde te-ai erodat totuși și trebuie să accepți lucrul ăsta, că se rostogolesc
pe guvernele liberale anumite erodări, totuși e o armată care nu trebuie neglijată. Mergem pe politica prin noi înșine astăzi, Partidul Național Liberal. Eu pot să vă spun, am lucrat vreo 2 luni de zile la nou program de guvernare, l-am coordonat, are niște lucruri excepționale. Cred undeva că după 15 octombrie vom ieși să-l prezentăm populației României, atât partea de prezidențiale a lui Nicolae Ciucă, dar programul de guvernare, amprenta liberală, unde doar din casă câteva lucruri vă dau, o abordare mult mai curajoasă pe mediul de afaceri și aici păstrarea cotei unice, pilonul 2 de pensii. Antreprenoriatul și întreprinderile mici, mai ales cu capital românesc, care procesează resurse din România, cu sprijin nominalizat, ce vrem să facem, altă soluție n-ai. Un număr mai mare de locuri de muncă create în România pentru a echilibra numărul de pensionari cu numărul de salariați și multe, multe lucruri, de la criza apei, poziția Partidului Național Liberal, că vedeți, ori e prea multă, ori e prea puțină și va trebui să vii cu soluții. Toate astea în spate au analiză, calcule, am făcut niște modele economice de risc și din păcate cum merg lucrurile azi, a scăzut ritmul de creștere economică, au scăzut exporturile, au crescut importurile, ceea ce nu e bine, asta nu este un semn bun. Se mai supără colegii din PSD că îi tragem de mânică pentru că ei văd triumfalist toată problema asta, dar eu mi-aduc aminte creșterea economică de 4,1% în 2022, chinuită, în perioada Luciucă. Da, dar se duce în jos. De ce? Cresc importurile. Tot mai mult importi inclusiv mâncare, ceea ce nu este în regulă. Dar aici ne vom spune punctul de vedere la momentul respectiv. Lumea trebuie să știe și eu cred că vor înțelege că e nevoie la o guvernare de Partidul Național Liberal pentru a garanta drumul european, nu sincope, și pentru a încuraja mediul de afaceri. Trebuie să producem aici în țară mai mult. Dacă am fi în America și președintele ar candida împreună cu prim-ministrul, acolo e vicepreședinte, cine ar fi prim-ministrul lui Nicolae Ciucă, președinte? A spus, e opțiunea președintelui, dar a spus Nicolae Ciucă, avem multe nume în Partidul Național Liberal de oameni care știu și pot să dețină funcția de prim-ministru. Și dacă mă întrebați pe mine, trebuie să fie om și cu experiență, dar oameni și tineri, cu multă energie, avem. Partidul Național Liberal a dovedit lucrul ăsta și în administrațiile publice locale și în ministere, avem mulți. Partidul Mișcarea Populară, ați spus că a venit la greu și la muncă în Partidul Național Liberal. Ați venit, domnule Andronache, în ciuda, nu știu ce spun eu, scandalului în care e acum, în care se scaldă Partidul Național Liberal din cauza președintelui Iohannis. Să zicem că lucrurile s-au mai lămurit aseară, dar ecoul... Dar numai în PNL, e scandal, uitați-vă la toate celelalte partide. Din cauza președintelui Iohannis e un scandal și în PSD. O să treacă și asta. Nu doar în PNL. A cântărit cumva ceea ce se întâmplă la vârful țării în decizia asta și totuși ați luat-o? Nu, discuțiile noastre au început cu mult înainte de a apare tema asta, adică oricum, tema obișnuiți e legea dedicată posibilei candidaturi a președintelui Iohannis. Exact, suntem în campanie electorală. Suntem într-o campanie electorală și se discută tot felul de subiecte. PSD-ul a marșat mult pe acest subiect ca să mai ia din procentele PNL-ului. Nu știu dacă vor reuși, nici măcar nu știu dacă e real. Într-adevăr, PNL-ul poate... Nu știu, președintele Iohannis a spus că nu își dorește această lege și punct. Nu există nicio discuție. Și a zis lucrul acesta din America, unde a plecat din nou cu un avion particular închiriat pe nu știu câți bani, că nu spune administrația prezidențială. Vă face rău, asta de fapt întreb, câteodată, voit, nevoit, președintele Iohannis prin tăcerea lui, uite, prin atitudinea lui? Vreau să fac o convenție cu dumneavoastră. Așa suntem noi. Azi, românii, discutăm despre asta. L-am votat cu 6 milioane de voturi și acum există această tendință de a arunca cu pietre în cel pe care l-ai votat cu 6 milioane ați de voturi. Ați pățit-o și dumneavoastră. Cu ce vrea să meargă în America? Pentru că noi nu avem curse România-Statele Unite directe. Doi, nu a aprobat guvernul
trebuia să aprobe să cumpere un avion, pentru că ești o țară de 20 de milioane de oameni, ca să te duci ca reprezentare. Pe de altă parte, acum guvernul ne căutăm poze că nu știu ce avion. Și i-a dat bani să închirieze avionul acela, nu? Tot guvernul i-a dat bani. Deci sunt niște răutăți duse într-o extremă. Vor trece și asta, va veni un alt președinte. Ce o să facă viitorul președinte? Eu l-am văzut, de exemplu, dar nu are legătură cu viitorul președinte, ce spun eu acum, Marcel Ciolacu. Că mergea la clasa a doua, l-am întrebat pe Boloș atunci. Ce-a fost în avion atunci când tu erai la clasa a întâia și Marcel Ciolacu și a apărut și poza, era la clasa a doua, ei despărțeau un scaun. Nu știu cum au fost așezate scaunele atunci. Unul părea cât e de popular, e de al nostru, vedeți? Om care merge cu metrou, merge cu lumea de rând. Eu am mai văzut filmul ăsta. Asta este una. Doi, președintele că vrea, nu vrea. Nu vreau să discut azi aici. Cred că subiectul e închis despre candidatură. N-am văzut alte figuri politice. Unele au avut și probleme cu justiția mari. Eu n-am văzut atâtea breaking news-uri. De ce vrea? Pentru că legea asta nu-l vota direct senator pe Klaus Iohannis. Îi dădea posibilitatea ca și lui Ion Iliescu, unui om, unui cetățean român, să candideze. Nu, nici nu trebuie să candideze. Vă las să reflectați dumneavoastră, dar în special telespectatorii. Prea am trecut dintr-o parte în alta. În perioada interbelică, România a avut înțelepciunea să lase patriarhul țării, să lase oameni importanți de stat să fie senatori de drept. Ai fost 10 ani președintele României, se pare că ai dobândit o experiență. Vei fi senator de drept. La sfatul ăla celor cu multă experiență în binele românilor. Noi aruncăm haina la coș și dacă s-ar putea să tocăm și nu știu ce să se întâmple. Aici cred că este o problemă și nu progresăm. Noi românii nu progresăm. Eu v-am întrebat dacă v-a făcut rău nu. Partidului. Deci putem la etapa asta când te toacă, și pe mine m-a oprit cineva și mi-a zis, băi, vedeți, uite aici vă toacă cu președintele. Dar eu și eu sunt obligat să explic ca liberal, să nu fiu un laș. Când mi-a fost bine, a fost bine, l-am rugat, a venit după 4 mandate de Sibiu, era omul care schimbase la față Sibiu, mergeai cu drag și acum te duci în Sibiu, că era Occidentul României, da? Dintr-o dată nimic nu mai este bun aici. Și atunci tu, ca partid din care provine, ce să faci, ce atitudine să ai? Eu cred că trebuie să fim un pic mai cumpătați în toată povestea asta. Eu vorbesc cu ai mei, cu liberalii mei, pentru că în istorie noi am supraviețuit, dar soluția de progres nu este sacrificarea liderilor. Asta e părerea. Și totuși pentru Mișcarea Populară nu a contat asta, ziceți? Că discuțiile erau dinainte. V-ați aruncat cu deschidere în tabăra aceasta liberală. În ciuda acestor probleme trecătoare, ziceți. Dar v-am spus că ei n-au avut treambă cu aceeași problemă. Că am fost și eu acolo. Eu cam aici întrebarea. La început adulat și la urmă și Traian Băsescu aproape același parcurs și aceeași atitudine a unora. De asta ziceți că e o trăsătură românească. O trăsătură românească. Adică părerea că trebuie să fim înseamnă că e prea mult 10 ani. Înseamnă că mandatul președintelui trebuie să fie 4 ani. Putem să discutăm și asta. Poate că 10 ani e prea mult, două mandate. 8 ani e... Alegerile sunt împreună acum. Acum 2 ani. Știți ceva? Nu era atât de urât. Dacă era undeva ales într-o demnitate în Europa, dacă nu e, vedem, uitați-vă ce e zilele astea. La scară mai mică, eu, Gheorghe Flutur, am trăit filmul ăsta. Când erai pe val, vai de mine, și când n-ai mai fost, eu mi-aduc aminte când mi-am dat demisia din ministrul al agriculturii. Știți cum? Nu-ți mai răspundea nimeni la telefon. Ce SMS-uri de sărbători? Îți mai trimiteau 30 de prieteni. Și până la 3.000 am calculat și eu. Păi înseamnă că erau prieteni de conjunctură. Mai mult îți salutau funcția. Și asta este o meteahnă românească, am curajul să o spun. Să trăiți, domnul, v-am văzut aseară la televizor. Domnul funcția, nu domnul numele. Mi-ați plăcut. Nu v-am plăcut, domnule. Te-ai calculat că ai văzut că eu cresc chiar în sondaje, dacă am nevoie de el. Trebuie să facem distinția cât e prefecătorie și cât este sinceritate. Ce soluție? Și plătim pentru nesinceritate. Noi, nația, nu progresăm. Asta e poziția mea. Ce soluție e pentru asta? Ne putem vorbiți face. Cu mii de oameni. Iarăși ați început să arați județul și vorbiți iarăși cu sute mii de oameni. Stăm de vorbă cu oameni. Da. Noi suntem emoționali, românii. Eu sunt vinovat că n-am ajuns, de exemplu, la locale să vorbesc cu mai mulți. Deși... Și aici e o problemă.
mai ușor e de înjurat și de criticat decât de făcut. Eu am mai spus, mi-a spus un bătrân, domnule, te-am văzut la televizor obosit, făceai câte 10 pe zi acțiuni. Și ăla la altul, unde te prindea, te taxa. Dar stai cu mâinile încrucișate și ușor de criticat, pe cât să alergi, du-te, implică-te și așa mai departe. Și aici a fost o problemă. Eu n-am avut timp de cafele ca să negociez noaptea pe sub mese, băi, cum facem mai mult să ne grupăm, să-l lovim, să ne unim, să-l lovim pe Flutur. Am crezut până în ultimul minut că voi câștiga și uite că nu e așa câteodată. Adică șmecheria, cafeaua băută și înțelegerile pe sub masă au contat mai mult decât lupta cu pieptul deschis. Dar astăzi a contat se acum. Spune networking. Da, da, a contat pentru perioada asta. Aș vrea să ne întâlnim în primăvară să discutăm aceste lucruri, să trecem iarna cu bine, pentru că sucevenilor li s-a mai făcut o dată doar de Flutur în 2012. Mi-aduc eu perfect aminte când ceva nu se... Dau ar Dumnezeu să se dea drumul la varianta ocolitoare de la Gura Humorului, dar Sorin Grindeanu cu gurița lui la Suceava după Cozonac a anunțat că e scumpă și că mai gândește. Adio variantă ocolitoare Gura Humorului. Sigur că mă duc să mă lupt ca senator acolo, nu-l las. Dar ca să înțelegeți niște lucruri și dumneavoastră și sucevenii, le spun franc. Ce așteptări aveți de la această colaborare cu Partidul Național Liberal? Noi presa și de atât de mulți ani lucrăm în domeniul în care Gheorghe Flutur e într-o funcție sau alta, încât nu e străin pentru el, se spune că la umbra lui nu crește nimic. El tot timpul zice că nu e așa și vine cu argumentele sale. Dar ce așteptări aveți de la această colaborare în umbra pozițiilor lui Gheorghe Flutur? Bun, deci în primul rând intrăm într-un partid de dreapta, da? Singurul partid de dreapta. Vă întoarceți cumva acasă. Într-un fel, da. Da. În al doilea rând, noi nu am cerut funcții, nu am cerut poziții. Am venit la muncă. Am cerut atât domnului președinte Flutur să nu fim marginalizați. Să ne integrăm într-un mod corect. Dumnealui mi-a spus că nu vreau să fie un nucleu PMP în PNL. Corect. Da? Nici noi nu ne dorim asta. Bisericuțe. Am avut două ședințe împreună, una de PPŠ și una de birou municipal, în care am fost primiți, spun eu, extraordinar de bine. Chiar și oamenii mei s-au mirat cât de bine suntem primiți și nu că era ceva fals. Deci se vedea chiar o bucurie așa pe fața colegilor din PNL. Ne cunoșteam foarte mulți. Eu cunoșteam toată lumea de acolo. Ați lucrat în diverse circunstanțe cu alții. Adică, încă o dată spun, bun, o să se discute la un moment dat și de funcții, dar funcții politice și atât. N-avem ce discuta altceva. Vedem cum ne integrăm, începem munca și după aia fiecare după rezultate. Cel puțin la municipiu discutam în primăvară, vor avea alegeri, pentru că deocamdată e interimat. Este loc pentru toată lumea, dar nu ne dorim pozițiile astea neapărat. Bun, și ce vă motivează? Ce vă motivează să rămâneți în politică, să activați în politică pe colegi? Și pe colegi, de altfel. Colegii tineri, normal, i-a prins și pe ei microbul. A, deci politica e un microb până la urmă. Da, sunt oameni de dreapta, vor să continue, totuși nu vor să lase așa numai și județul cum e în momentul ăsta. Credeți-mă că eu am mari speranțe, adică dacă ne aducem aminte 2020, a câștigat PNL-ul, președinte Gheorghe Flutur, nici mai știu, cu multe procente, dar la parlamentare a câștigat PSD-ul. Da? Da. Au fost mai multe procente. Eu cred că de data asta va fi invers. A pierdut PNL-ul Consiliul Județean, dar în schimb, la parlamentare vor avea mai multe voturi, eu așa o văd. Și în ceea ce privește prezidențialele? Nu cred în... Domnul Flutur e foarte încrezător. Nu cred în aceste sondaje. Adică am stat la discuții, am avut, cred că, 3 zile de negocieri cu USR-ul, cu doamna Lasconi, încă
mai se dorea o alianță și pentru parlamentare. Nu mi se pare, deși poate pe sticlă. Dar nu cred, pare, că, nu cred că poate fi luat asta în calcul chiar așa categoric, cât poate mai degrabă Mircea Gioană pentru turul 2. Până acum n-am intrat în campanie. Acum o să vedeți și forța PNL-ului, pentru că au 1000 și 100 și ceva de primari. 1146 de primari. Nu cred, nu are cum. Deci turul Ciolacu și Ciucă vor fi în turul 2. Asta într-adevăr, mulți trag pentru Adică Simion, pentru asta va munci, dar Mișcarea Populară. Exact. Pentru exact acest rezultat. Dumneavoastră sunteți convins pe ce argumente? Ați spus o parte dintre ele, numărul de primari, că e al doilea cel mai mare. Să vin în completare. Întâi să vă răspund la prima temă pe care, prima întrebare pusă domnului Andronache. Argumente care l-au făcut să vină la noi. În condiții tulburi. Domnul Andronache a fost coleg cu mine în Consiliul Județean, eu președinte, dumnealui consilier și șeful liderilor PMP. Și a fost părtaș la toată acțiunea de dezvoltare a județului Suceava, văzută din interiorul plenului Consiliului Județean. N-a existat ședință de Consiliu Județean să nu avem proiecte, dar multe, de dezvoltare a fiecărui sector de activitate și dumnealui știe, a fost martor. Doi, am încercat să fiu extrem de echilibrat, inclusiv cu cei care la București erau în alianță cu mine PSD-iști și acasă mă tocau. Și nu că mai degrabă, de fiecare dată PMP-ul a fost alături de mine. Eu mi-aduc aminte, în proiectele mari, ultimile de dezvoltare, era drumul care leagă Moldovița de Brodina. Dar de ce-l aprobăm? Lăsați să vină și am cerut și-o votat PMP-ul cu noi ca să... Și multe, drumul de la Hânțești. Vă dau multe exemple. Oamenii aceștia au fost martori la buna credință administrației liberale și a modului cum am tratat administrația. Fără aroganță ne-am aplecat, am avut răbdare, aveam majoritatea singuri. Uneori majoritatea singuri te-ar face, nu discut cu voi, că am 19 voturi din 37. Nu a fost așa. Am încercat, am consumat timp. Numai asta cred că a fost un argument solid ca dumnealor să vină spre noi. Că ne-am comportat constructiv, civilizat și cu foarte multe idei de dreapta, adică dezvoltare, dezvoltare. Mă credeți că plec de aici pentru încă două proiecte, un online, o ședință pentru dezvoltare la spital din nou, aproape zilnic în ultimul timp, că sunt oportunități de investiții pe bani europeni, acum trebuie să te urci în tren. PMP-ul a fost cot la cot cu noi. Mă întorc la politica mare națională. Vă spuneam, două campanii al lui Traian Băsescu, am fost acolo la vârf, am fost șef de campanie și eu și Blaga. Deci din 2003-2004 eu am lucrat la vârf și la Iohannis două mandate și la Băsescu. Aceste sondaje de foarte multe ori sunt făcute să dezarmeze electoratul tău. Ieșeam, mă uitam în sală și spuneți-ne ceva. Păi să dădeau exit poll-uri ca să plece și într-un an le-a mers. Să plece oamenii tăi acasă să zică pierdem sigur. Și nu era așa. Amintiți-vă aceea cu Gioană și Băsescu în noaptea când au fost alegerile, cum a fost. Dar multe din astea. Acum, pentru că domnul Ciucă a întârziat să anunțe, au apărut atacurile pe carte, nedrepte, pentru că noi închirim niște panouri și în Suceava. Le-am închiriat din februarie, că e mai ieftin, până în decembrie. Și în perioada de vară erau goale. Sigur că nu trebuia să pună pe toate cu povestea cărții lui. Au apărut cam multe. Dar câți bani ai cheltuit? De fapt, păi problema era dacă, PSD-ul n-a cheltuit, dacă va fi scoasă sau nu la vânzare cartea. Doamna, nu e asta. Lucru care nu Eu e am legal. Contabilizat PSD-ului pe toate gardurile, pe trasee, câte panouri au avut și din ce bani. Haideți să fim corecți. La autocar. AEP vă dă bani partidelor politice și pentru asta. Nu, dar eu cred că am răspuns la asta. Domnul Ciucă, după ce și-a anunțat candidatura, a intrat în linie dreaptă. O să-l vedeți, e un om cald, echilibrat, foarte bine pregătit, uneori prea modest omul ăsta, a fost și șef de promoție. Dar știți că în politică e nevoie și de carismă, sau știu, măcar să... Dar hai să vedem carisma fiecare. Să ne imaginăm care carismă. În felul lui, cu cât îl cunoști mai bine pe un om și îl vezi omul din el. Eu, de exemplu, l-am cunoscut.
n-are nicio treabă cu generalul Fioros. Din contra, uman. Am discutat atâtea despre Suceava, despre Bucovina, am discutat despre partid, că el a intrat recent. Nu e omul răzbunării, să dea afară, vrea construcție. Eu am încredere că înțelege lucrurile astea. De aceea mă uit și la ceilalți candidați. Păi între cine și cine să aleagă? Deci bătălia este să nu-l scape pe Nicolae Ciucă în turul 2, că știi că e președintele României, că electoratul va veni, e un om cald, votează și jumate din PSD-și pe Nicolae Ciucă, pentru că el nu s-a certat cu PSD-și. Toată bătălia astăzi este să-l împingă pe Simion, care acum e la inundații, să-l împingă în turul 2 pe modelul Vadim Iliescu, ca să aibă de ales între... Asta e calculul PSD-ului, între Simion și Ciolacu. Noi vom lupta cu toată forța noastră, de bun simț, dar foarte energici, suntem foarte tare sprijiniți în toată țara, dar și din afară. Partidul Popular European, care conduce Europa, e partidul familiei noastre politice. România are nevoie de ajutor european și noi am spus și PSD-ului. Hai să ne sfătuim când mergem cu comisarul european. Președintele Comisiei Europene este al PPE-ului. Hai să punem umărul împreună. Acum ați discuții pe subvențiile fermierilor. Hai să vorbim împreună, că PPE-ul conduce. Ei au 180 și ceva de parlamentari europeni. După aia socialiștii cu 120. Uneori când nu vor și spun noi rezolvăm totul ca să arăți mușchii, s-ar putea să primești niște surprize în brață de să nu te vezi. Dar mai vorbim despre asta. Ultima temă aș vrea să abordăm pe finalul discuției noastre, domnilor președinți. E o temă, sigur, care se discută zilele acestea și n-aș vrea să o evit. În contextul certurilor dintre Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă din această perioadă, s-a verbalizat asta, că există întrebarea dacă va mai exista coaliție după parlamentare și prezidențiale. Să încerc eu să vă spun. Noi suntem în această coaliție pentru stabilitatea țării. Noi nu ne luăm jucăriile să plecăm. Am văzut că Ion Stan dădea, probabil scris de cineva de la centru, un comunicat ieri. Ne atrăgea atenția nouă liberalilor. Nu. Noi știm. Ciucă a predat mandatul la rocadă, la rotativă, când cei din PSD nu credeau, pentru că ei n-ar fi făcut-o. Noi ne-am ținut de cuvânt și am predat anul trecut mandatul lui Marcel Ciolacu, da? Deci nu plecăm, pentru că e vorba de țară, războiul cu rușii la estul României, fondurile la care, din păcate, începem să fim restanți, fondurile europene de absorbit. Deci noi avem treabă, intrarea pe iarnă, ce facem? Nu, însă trebuie să spui, pentru că într-o coaliție trebuie să ai maturitatea să te ții de cuvânt. În ciuda răutăților din campania uneori electorală. Uneori nu-ți dau voie ai tăi de acasă, dar trebuie să credeți că la noi n-au fost scrâșnieri din dinți cu PSD-ul de 10 ori pe zi, au fost. Dar am trecut peste ele. Da, vom rămâne în coaliție și vom avea stabilitate, ne vom lupta cu programele noastre cinstite, mediul de afaceri îl vom convinge să fie mai atent, să vină mai strâns lângă noi, că fără liberali la guvernare e bai. Sper să facem o coaliție de dreapta, să avem procente mai multe să ne întâlnim. Eu am mai spus și am fost criticat la un moment dat că nu exclud și o coabitare cu PSD după întâi. Dorința noastră însă este să adunăm forțele de dreapta, cum facem noi astăzi la Suceava, și cu ele să guvernăm. Pentru că România are nevoie de modernizare. Deci PSD-ul începe cu împărțirea totdeauna. Aici e lupta dintre noi și dacă să împart, trebuie în cămară să fie plin. Ca să fie plin, trebuie să vină liberalii la guvernare ca să producă plus valoare. Asta trebuie să înțeleagă lumea. Domnule Andronache, acum e dovada că ați intrat deja în altă ligă, în altă ecuație. Sunteți pregătit? Normal. Pentru muncă. Pregătit total. Pentru muncă. Păi toată viața am muncit. De ce n-ar fi greu? Mulțumesc, domnilor, pentru discuția de astăzi. Încheiem aici ediția specială, doamnelor și domnilor. Au fost Marian Andronache, încă președinte al PMP Suceava, și Gheorghe Flutur, președinte al Partidului Național Liberal. Ocazia cu care ne-am întâlnit este fix această mișcare pe scena politică suceveană, susținerea din partea întregii organizații județene a Partidului Mișcarea Populară a candidaturilor la parlamentare și prezidențiale din partea Partidului Național Liberal. Încheiem aici, vă mulțumesc că ne-ați urmărit, toate bune!